Salutare, sunt Răzvan și bine am găsit la un nou episod pe acest canal. N-am mai postat de extrem de foarte mult timp, pentru că de ce? O să vă spun în acest episod. Practic, episodul ăsta, nu pot să spun că e un episod în care să vă povestesc ce am pățit și de ce n-am mai postat. Episodul ăsta este un episod de gaming din jocul The Escapist. Da? Ok. Ăsta sunt eu, pentru că seamănă cu mine pentru că sunt un pic mai bronzat eu și da. Ok, stai să-mi scriu numele înapoi. Cum era? Răzvonescu? Cred că da. Ok, ne vom juca. Eu practic am... Nu practic. Am ieșit din... Am scăpat din închisoarea asta. Și asta. Acum ne vom juca prima închisoare, cea pe Very Easy. O să lăsăm ăștia aici pentru că... Ăștia aici. Ăștia cu numele ăsta pentru că nu stau acum să scriu numele la fiecare. Și da, ăsta e jocul. Dear Răzvănescu. Welcome to Center Perks, the most, eu știu cum, low security prison in the country. Deci cea mai, de cea mai mică securitate din toată țara. Ok, acum hai să mergem aici. Perfect. Suntem la roll call, nu prea mă interesează dacă... Nu prea mă interesează, pentru că n-am nimic de contrabandă, deocamdată. Și așa, haideți să întâi să vă spun de ce nu am mai postat pe canal. N-am mai postat pe canal dintr-un motiv. Mi s-a stricat cardul de memorie la aparat. Și nu mi s-a stricat, de fapt, l-am stricat. Da. Te întreb cum? Hai că spun. Deci... Am stricat cardul la aparat, fără să știu. Într-un fel, cred că e vina mea, într-un fel, nu. Așa, deci. I-am luat niște virus pe laptop. Laptopul meu nu e atât de bun și probabil o să am lag, dar fiți atenți. Am luat niște virus pe laptop, nu intenționat, practic, așa, fără să știu. Și eu am filmat un episod, un vlog, mi se pare că am filmat Try to Not Laugh Challenge. Ăla l-am filmat. Am filmat Try to Not Laugh Challenge, perfect, am scos cardul din aparat, am băgat cardul în laptop și mi-a dat eroare. Am văzut că nu merge. Deci am zis că mi-a dat eroare, ok, am zis, hai că scot, îl bag în altă zi, fac, editez vlogul în altă zi. Ok, am scos când bag aparatul, cardul în aparat. Îmi arăta că nu se poate accesa cardul și trebuie să iau altul sau chestii de genul. Și nu am fost de acord cu asta pentru că, da... Ok, deci, haideți să vă spun planul și, da, mi s-a stricat așa aparatul și, nu, am ceva de spun aparatul, mi s-a stricat cardul și nu pot să filmez, de aia n-am mai postat și, da, în fine. Planul este simplu, foarte, foarte simplu. Noi spargem ăsta cu furculița, evident. Cred că știu de ce am FPS-uri mici, mă... Da. Răzvan și-a făcut setările greșit, pentru că de ce nu? Da, deci. Studiam un pic, dar n-am de ce. Mi-a făcut...
setările greșite, am dat la 25 de FPS-uri și acum am maxim 25 de FPS-uri. Bravo, Răzvan. În loc să filmez în 60. În fine. Noi trebuie să spargem ăsta și să fim atenți să nu ne vadă niciun caps. Niciun cop. Cap. Da, niciun ofițer. Da? Trebuie să spargem peretele cu furculița. Știu că sună ciudat, dar da, trebuie să spargem peretele cu furculița. După peretele ăla, o să mă întrebați de ce sparg peretele când lângă îs două uși. Așa. Ușile astea sunt încuiate pe timpul nopții. Noi o să evadăm când se dă stingerea. După cum puteți vedea, șpoc, gard, nu ne trebuie cheia. Noi spargem, deci pur și simplu spargem peretele. Acum trebuie să mergem la job ca să luăm bani și să nu ne dea afară. Noi spargem peretele ăla și lăsăm foarte low, undeva la 4%. Stabilitate, să spunem așa, da? Lăsăm 4% și dacă lăsăm 4%, îi dăm un singur hit de la și atunci îi dăm un singur hit din ăla și atunci peretele îi spart și noi trebuie doar să tăiem gardul. Și ca să tăiem gardul avem 3 opțiuni de tăiat. Adică 3 unelte. Putem să... oricare. Cuțite de plastic. Ce mai avem? File și... tăietor... Nu știu cum s-ar traduce. Cutter. Cutter. Tăietor. Un clește de la... Nu clește. În fine. Da? Nu-mi vine acum în gând. Și putem, deci, îs așa, în ordine. 1% cutting are cuțitul, 2% file-ul și ăla cu roll of duct tape și și file, adică cleștele la cutter-ul ăla, are 3. Și putem să-l upgradăm până la 5 din 5, dar nu ne trebuie 5 din 5, pentru că, da... Ok. Trebuie să spargem ăsta, așa. Vedeți, acum are 88%. 84%. Nu fac nimic, boss. Are 84%. Și s-a terminat furculița. 76%. Și asta trebuie să facem, ăsta e planul. E destul de simplu să scap din închisoarea asta, adică e very easy și da. Ok, trebuie să mergem la exerciții. Haide să... am dat pe W din greșeală. Să facem aici la piept pentru că ne crește viața și strength-ul. Chiar dacă nu trebuie să ne batem cu nimeni, na. Probabil o să-mi auziți acum tastatura infernal. Chiar dacă e o tastatură foarte silențioasă, microfonul e de la căști. Și e pe gura mea și în jos, e îndreptat în jos. Și jos e tastatura. Pentru că eu n-am pus-o pe birou, am o chestie sub. Și atunci, da. Puteți vedea că ne-a crescut viața. Acum putem să... Nu ne prea interesează dușul. Adică o să murim aici. O să împuțim tot aici și nu pe mine nu mă interesează dușul. În fine. Am mai cedat-o de asta. Probabil o să lăsăm 4% sau 8%. Adică 2 hituri sau 1. Cred că 1 ar fi mai ok dacă ne ajung. Da, movie te răzvănesc, ok. Mersi. Aici arată cât de căutat ești. Aici cât de obosit ești, viața și banii. Probabil v-ați dat seama. Dar am spus că nu știam ce să zic. În fine, am... Puține FPS-uri, am zis eu din ce motiv. Când mănânci, îți cade faticul, wow, foarte repede, pentru că una când stai jos, îți cade și una când mănânci. Și da, dublu, practic. Ceea ce e foarte bine. Închisoarea asta am văzut
Și la început este cea mai de minimă securi, mini, cea mai low securitate, cea mai mică securitate din țară. Și da, foarte ușor să scapi. Probabil o să scăpăm azi, în episodul ăsta. Ciao. Ok. S-a stricat încă una. Hai că e 12%. 8%. Și 4%. Ok. Acum ne trebuie cuțite. Câte cuțite? Cred că 5. Adică nouă ne-a trebuit 1, 2, 3, 4, 5, 4 de astea. 1, 2, 3. A, nu ne ajung. Ce să facem? Ne trebuie... Bă, vinzi ceva? Nu vinzi nimic. Trebuie să căutăm dacă vinde cineva ceva. Nimic. Bă, tu vinzi? Nimeni, nimic. Bă, stai, nu tu. Ăsta, Jacob. Tu, ce ai la tine? Shaving cream. N-am nevoie de shaving cream. Stai, mă, că scria... Uite, mă, ăsta care are... Ăla deasupra, înseamnă că vinde ceva. Lighter, magazine, flashlight, nu-mi trebuie. Stai un pic, era ăla băguit aici. Tu vinde? Da, mă. Era unul băguit aici. Uite-l, mă. Tu ești, mă, Adam. A, mă, sunt prea departe de el. Vin aici. Bă. Nothing for sale. Frate, și de unde să fac eu rost, mă? Nimic. Aron, nimic. Jared, tu vin ceva. A, m-am uitat la tine. Da, deci trebuie să așteptăm până ziua următoare. Nu cred că ne ajunge un singur. Adică, să te ia totodată, poc! Deci trage la tine, te... Da, și mai știi cum scriu. Outer doors... Ce scrie? Warning, outer doors lock at 22. A, și ne trebuie și un bed dummy. Da, deci nu. Încă nu putem scăpa. Cred dacă bed dummy o să face ușor, dar... Na. Deci tot mă uit la tine, în fine. Stăm aici, roll call-ul nu mă interesează, n-am nimic de contrabandă. Pot să mă duc direct în celulă, dar o să fiu foarte căutat și probabil omorât, deci nu. Alright, then. The following girl do a sell tools. Max and Tyler. Nu mai trebuie nimic. Putem să ne culcăm. Ce dragoci. Putem să ne culcăm. Gata, nu ne mai vede nimeni, te culci. Gata, ne culcăm și vom încheia episodul când se pune stingerea. Știți, ok. Nu o să încheiem fix când se pune, salvăm. Și ok, deci fiți atenți. Ați văzut strategia, știți ce trebuie să facem. În episodul următor vom... voi juca eu un pic off-camera și voi face rost de... un clește și... și atât. Face rost de un clește. Și atunci o să evadăm în episodul următor și probabil aș evada azi, dar nu știu cât de lung e episodul. Și da. O să încheiem episodul aici. Eu am fost Răzvan și noi ne vedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!